Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești, Gala Olimpicilor și Gala Sportului. Magia Crăciunului, spectacol de excepție al Colegiului de Artă George Apostu Bacău. Veste bună, proiect de lege privind reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani pentru locuitorii din zonele afectate de poluare. Veste bună pentru olimpicii și sportivii talentați ai Oneștiului. Luni 19 decembrie de la ora 10 va avea loc în sala Cinema Capitol Onești evenimentul intitulat Gala Olimpicilor și Sportului Oneștean. În cadrul evenimentului vor fi premiați elevii, cadrele didactice, sportivii, dar și antrenorii acestora. Toți cei care prin muncă susținută au obținut rezultate deosebite sportive, dar și la învățătură. Încă din primul an al primului meu mandat de primar din 2012, când am inițiat și organizat prima ediție a Galei Sportului Oneștean, am susținut și încurajat atât practicarea sportului, cât și recunoașterea performanței în educație. Valoarea premiilor care se acordă în cadrul Galei se ridică la peste 237.000 de lei. Felicitări premianților, dar și celor care îi îndrumă. Domnule inspector general, domnilor profesori, domnilor antrenori, stimați invitați, astăzi avem bucuria și onoarea de a participa la un eveniment de suflet, așa cum spunea și Alin, pentru prima dată la Onești, Gala Învățământului Oneștean, la inițiativa mea și cu susținerea Consiliului Local, a avut loc în 2012. De atunci și până acum, generații de tineri au fost recompensați pe măsura efortului. Profit de această ocazie să felicit părinții, cadrele didactice, antrenorii și nu în ultimul rând campionii. Când spun campioni, mă refer atât la olimpicii la învățătură, cât și la sportivii meritoși care medaliați. Voi, tinerii, care ne aduceți bucurie în suflete și ne faceți mândri că suntem oneșteni. Vă felicit, vă urez succes în activitate și să aveți parte în viață de respectul cuvenit. Încă o dată, felicitări! Bună ziua, bine v-am găsit! Felicitări pentru evenimente, având în vedere istoricul acestei gale. Felicitări, dragi copii, dragi tineri, felicitări, dragi cadre didactice, ai noștri colegi care de foarte multe ori puneți timp la bătaie, puneți perseverență, puneți răbdare și, bineînțeles, cunoașterea muncii pe care o faceți. Felicitări pentru că ați ajuns astăzi aici să fiți elogiați, să fiți premiați. Spunea domnul primar că este o bucurie și o onoare să fim aici cu toții. O bucurie pentru că, iată, în astfel de momente subliniem ceea ce reprezintă produsul muncii dumneavoastră, așa cum spuneam, tuturor elevi, părinți, da? Și, bineînțeles, profesori îndrumători, profesori antrenori. Și o zi în care onoarea se simte, este, iată, în fața noastră, între noi, printre noi, în sensul că realizăm că de foarte multe ori, de cele mai multe ori, performanța ne face să ne simțim bine, ne face să trecem dincolo de ceea ce reprezintă și neajunsurile sistemelor, fie cel de învățământ, fie cele socio-administrative, dar iată că dincolo de acestea există omul, care prin voință, perseverență, creativitate de foarte multe ori și, bineînțeles, colegialitate și poate mai mult decât atât printr-o disponibilitate în a acorda o continuă, eu știu, îndrumare, da, de la profesor la elev, de la părinte la elev, bineînțeles, și aici e zona în care spuneam și familia are rolul de susținător pe mai multe direcții, în mai multe etape, în așa fel încât, da, performanța să se producă, fie în context educațional propriu-zis, fie, iată, în domeniul sportiv.
Felicitări încă o dată că ați ales performanța, dragii noștri copii, dragii noștri tineri. Felicitări pentru că perseverați în a face performanță. Țineți-o tot așa, în mod sigur, pentru județul Bacău, învățământul și sportul oneștean își face simțită prezența, bineînțeles, în sens constructiv, pozitiv, într-un crescendo pe care îl realizăm, îl recunoaștem cu toții. Felicitări, să aveți sărbători fericite, sănătate, țineți-o tot așa. Mulțumesc! În ultima ședință a legislativului local, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghina, a supus atenției aleșilor locali un proiect de hotărâre privind rambursarea parțială anticipată a unui număr de 12 rate din creditul contractat la Unicredit Bank de către municipiul Onești, precum și acordarea unei perioade de grație pentru 12 rate de credit din perioada ianuarie-decembrie 2023. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind rambursarea parțială anticipată unui număr de 12 rate din creditul contractat la Unicredit Bank de către municipiul Onești, precum și acordarea unei perioade de grație pentru 12 rate de credit din perioada ianuarie-decembrie 2023. Domnul secretar. Între municipiul Onești și Unicredit Bank a fost încheiat contractul de credit numărul 5 27/7/26 cu scadență la data de 31/5/2026, contract care se află de durată. Conform articolului 3 alineatul 3.3 din contractul mai sus menționat, creditul va putea fi rambursat și anticipat scadenței cu acordul băncii, fără percepere a unor comisioane penalizatoare. Suma minimă care poate fi rambursată anticipat este de 32.648 euro, respectiv cuantumul unei rate lunare. Conform articolului 8 alineatul 8.6 al acelorași contract, rambursarea anticipată este permisă cu notificare a băncii în maximum 5 zile înainte de scadența următoarei rate. Vă supunem atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Comisia numărul 1. Salis favorabil. Discuții dacă sunt pe ordinea directoră. Îl pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul acesta. Până la finalul acestui mandat voi face tot posibilul ca Oneștiul să nu mai aibă niciun fel de datorii și toate acestea în condițiile în care în Onești se lucrează intens, cu fonduri în mare parte de la bugetul local. Mai mult, vom încheia anul cu excedent bugetar de peste 10.000 de lei. Vom rambursa anticipat încă o parte din creditul istoric, contractat în urmă cu 20 de ani, pentru construirea celebrelor centrale de cartier, investiție care s-a dovedit a fi extrem de păgubosă pentru Onești. De asemenea, am credința că vom achita întregul credit până la finalul mandatului. Sărbători binecuvântate, a transmis primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghina. În ultima întrunire a legislativului local al orașului Comănești, primarul orașului Comănești, Viorel Miron, a supus atenției consilierilor un proiect ce vizează decontarea de transport a cadrelor didactice, dar și aprobarea cuantumului și a burselor școlare pentru acest an școlar. Mai multe detalii în minutele următoare. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul școlilor de pe raza orașului Comănești. Acest material a fost la comisii, dacă mai sunt alte discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mergem mai departe cu punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 31 din 10 februarie 2022, privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din orașul Comănești. Materialul a fost prezentat de doamna Mihaela Aron. Dacă mai sunt alte discuții cu privire la acest proiect? După cum v-am prezentat în timp ce am prezentat ordinea de zi, e vorba de școala Ciprian Porumbescu, unde se suplimentează cu un număr de 15 burse de merit și la Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica, unde se suplimentează cu o bursă socială, bursele care au fost deja aprobate de noi în ședințele anterioare. Da, mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru?
La inițiativa primarului comunei Dofteana Ioan Bujor, în ultima ședință a legislativului local, aleșii locali au discutat, dar și votat favorabil, un proiect de hotărâre privind propunerea de realizare a proiectului de rețea școlară de către Consiliul Local și primar din raza administrativ-teritorială Dofteana. Mai multe detalii în minutele următoare. Lăsăm la o parte aceste lucruri care sunt minore, pentru că cineva va valut trece. Să știți că doamnele din echipa ACACI au apreciat foarte mult și copiii și profesorii acestora. Au apreciat toți copiii, nu doar cei de la școala Sala Lucrăniei Zofteana. Au apreciat și la Rada, și la Bucuieț, și la Vădeac, și la Ștefan Vădă. Și au rămas impresionate atât de copii, cât și de profesori și, evident, în ultimul rând, de dotarea de care dispune fiecare dintre aceste școli. Și au spus că și-ar dori multe dintre lucrurile pe care noi le avem să le pășimtinea lor. Și cu siguranță, mai devreme sau mai târziu, întotdeauna după furtună vine soare, se vor liniști lucrurile. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc. Da, e emoționant. Eu ce vreau să vă spun, înainte de a mai discuta și altceva cu dumneavoastră, vreau să vă felicit pentru faptul că țineți piept acestor, care nu sunt mulți, după cum vă spuneam la început, cuibușor mic de vespi din școala Scara Login, care vă înconjoară acolo și nu vor binele școlii. Știu destul de bine. Nu vor binele școlii și fac decât să facă ceva ce trebuie, fac ceva anormal. Da. Și le știți destul de bine, n-are rost să le enumăr. Dar totuși vă felicit pentru faptul că țineți piept, iar pe doamna Isache o felicit, într-adevăr, dumneai are o vârstă în care își spune cuvântul și ai ce să înveți. A fost și director, a fost și director adjunct, a trecut prin multe valuri de când este director și director adjunct, dar dumneavoastră este mai docilă și ai ce învăța de la ea pe linie de învățământ și nu numai. Și totodată înțeleg că dumneavoastră a scris un proiect în care a obținut, spuneți doamnă, câteva calculatoare, da? Da, la Petro. Nu doar eu, și doamna Zăbună Alexandra. Fiecare cu proiectul individual, câte 20 de calculatoare. 20 la Cuiesc și 20 pe CEM, pe care am zis că o să le dăm la Vădeac, pentru că ei nu au încă... Deci, printr-un proiect pe care l-a scris, da, ați obținut 40 de calculatoare, da? Da. Eu 20, Alexandra 20, dar dacă ar fi să ne enumerăm toate reușitele la nivel de școală, ele sunt foarte multe. Și fiecare coleg depune eforturi și, până la urmă, asta contează, copilul. Și dacă elevul beneficiază de educație, beneficiarul final sunt copiii. Da? Dar totuși vreau să vă aduc la cunoștință niște lucruri pe care dumneavoastră le știți și vreau să le știți și Consiliul Local. Eforturile care au fost făcute de când sunteți la conducere dumneavoastră, inclusiv cu sprijinul nostru. Vorbesc 1 ianuarie 2022, acuși luna lui decembrie 2022. Când dumneavoastră ați preluat frâiele la școală și ați fost numiți doamna director prin examenul pe care l-a obținut de director adjunct și apoi director, dumneavoastră director adjunct, a fost lăsat dezastru anterior de ceilalți directori și director adjunct, actualul care este unul dintre ei. Da? Adică, n-au transmis Inspectoratului de Învățământ numărul de elevi care beneficiază de burse și am primit o sumă infimă, vă vorbesc în bani vechi, de 2 miliarde 200 și vreo 24, în condițiile în care trebuiau primite peste 11 miliarde, dumnealor nu i-a interesat. Cel care a fost director la momentul respectiv a plecat, mai puțin să-l intereseze, inclusiv documentația care trebuia făcută pentru masa caldă acestor copii din întreaga localitate. 1.119 copii și ei au fost dat 480-490, atât, în loc să dea 1.119 copii. Asta au făcut și au plecat. Să bat cu mâna în piept, că-s director și așa mai departe.
Nu este adevărat, dragi colegi. Ce se întâmplă? Am făcut demersurile și n-am stat cu mâna în buzunar tot anul. Am făcut reclamații în numele Unității Administrative Teritoriale de Oftena la Corpul de Control a Prefecturii Județului Bacău, întrucât acești directori nu-și fac treaba. Am făcut reclamații la Inspectoratul de Învățământ și în anul 2022, mă scuzați, au fost prezenți de 3 ori Comisia de Audit. Audit intern, audit extern și Corpul de Control a Prefectului. Din toate acestea, ce a reieșit? A reieșit faptul că cei ce erau la conducere în decembrie, noiembrie, octombrie 2021 nu și-au făcut treaba sau și-au făcut-o superficial, da? Ne-a lăsat în grijă noastră și am făcut toate demersurile împreună cu conducerea școlii către minister, către Ministerul de Finanțe, către Inspectoratul de Învățământ și astăzi rectificăm bugetul, vă citi doamna contabilă, cu o diferență de burse de 9 miliarde aproape. Deci am primit de la Ministerul de Finanțe 9 miliarde, după cum vedeți, iar pentru burse, diferența de burse și cu 2 miliarde 200, deci 11 miliarde trebuia să aloci Comunei Dofteana și neglijențe care au condus la momentul respectiv, datorită lor nu s-au dat banii. Vinovatul cine a fost? Primarul Comunei Dofteana, da? Toată lumea m-au pus unii dintre ei pe rețele de socializare, bineînțeles, ajutându-i și unele persoane din opoziție, primarul este de vină. Pentru că directorul nu și-a făcut treaba, era primarul de vină și m-a pus pe rețele de socializare de ce nu-și primesc burse. Informez pe posturile de mass media că începând cu data de 5-6 decembrie 2022, copiii din localitatea noastră care beneficiază de burse sociale, de burse de merit și tot felul de burse care sunt prescrise în baza legii, vor primi sumele de bani retroactiv la zi. Prin demersurile făcute de Primăria Dofteana împreună cu școala. Împreună am făcut noi o adresă, dumnealor o adresă. Sunam la telefon, ați făcut și dumneavoastră, am făcut și noi. Iar bineînțeles, prin sprijinul doamnei inspector general Anca Igarbin, care ne-a acordat tot sprijinul mergând și la minister. M-a sunat din fața ministerului, domn primar, sunt aici, găsesc înțelegere, vă rog frumos să avem un pic de răbdare până rectifică bugetul național. Și uitați că s-a rezolvat situația. Asta este cu burse. Magia Crăciunului a fost darul oferit de către Colegiul de Artă George Apostu în prag de sărbători băcăuanilor. De la cel mai mic până la cel mai mare au fost așteptați toți să vină joi 15 decembrie de la ora 17 la Teatrul de Vară Radu Berigan. Preț de câteva ore, publicul a avut parte de un spectacol extraordinar, Magia Crăciunului, susținut de elevii Colegiului Național de Artă George Apostu. Publicul a aplaudat recitalurile de colinde din repertoriul românesc și internațional susținut de elevii Colegiului de Artă, precum și momentele de muzică clasică, folclor, muzică ușoară și balet. În fiecare an am pregătit un spectacol cu elevii cu mult drag și din toată inima. Toate secțiile Colegiului Național de Artă George Apostu întâmpină cu nerăbdare sărbătorile și ne bucurăm să fim alături de părinți, bunici, de prieteni, frați și surori. Să vestim nașterea Domnului. Iată că o manifestare cu tradiție, 13 ani, a 13-a ediție, așa cum a spus dumneavoastră, înseamnă continuitate, înseamnă tradiție deja și un eveniment nelipsit în peisajul cultural. Așa este. Fiecare secție a pregătit câteva numere reprezentative, în special cele pe care le urmăriți și în repertoriu operelor din țară, Spărgătorul de Nuci, da, Lacul Lebedelor, da, da, da. Pentru că și copiii, chiar dacă nu sunt profesioniști, trebuie să aibă această cultură, să știe în pragul sărbătorilor cum să întâmpine mai frumos în pași de dans ceea ce urmează.
Un mesaj, dacă e pentru cei care ne urmăresc, pentru că vin sărbătorile, suntem mai buni, mai generoși, mai frumoși, de ce nu? Bineînțeles, la mulți ani tuturor, să avem un 2023 nemaipomenit, pentru că deja ne-am revenit în forță și vrem să mergem tot așa în continuare. La mulți ani tuturor! Bună seara! Mă bucur foarte, foarte mult că suntem împreună la cea de-a 13-a ediție a Magiei Crăciunului, un brand pentru Colegiul Național de Artă George Apostu, un spectacol care reunește în această sală, pe lângă talentații noștri copii, pregătiți de acești inimoși profesori pe care nu întotdeauna îi vedeți pe scenă, dar a căror muncă se reflectă în ceea ce vedeți că fac acești minunați copii. Îmi face o mare bucurie să vă spun că vă considerăm pe toți cei care sunteți în sală, prietenii colegiului, prietenii noștri, că întotdeauna ne bucurăm împreună de tot ceea ce ne oferă frumos, frumoșii și talentații noștri copii. Reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani pentru locuitorii din zonele afectate de poluare. Marți 13 decembrie a fost depus un proiect de lege de către deputații PNL de Bacău Cătălina Ciofu, Elena Hărătău, Mircea Feche și senatorul PNL Daniel Fenechiu pentru reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani pentru persoanele din zonele afectate de poluare. Am depus o inițiativă legislativă alături de colegii parlamentare Elena Hărătău, Mircea Feche și Daniel Fenechiu pentru reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani la persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în Comănești, pe o rază de 8 km în jurul localității. Reducerea se va face fără penalizarea prevăzută la liniatul 4 din legea numărul 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, ca urmare a poluării remanente de care au suferit. În minele din Comănești, în 1940, când tehnologiile erau tot mai avansate, a lucrat zilnic în praf, uneori chiar în apă până la brâu, în fumul toxic al locomotivelor ce asigurau transportul cărbunelui din subteran și cu riscul surpărilor, au însemnat pentru mineri condiții grele de muncă, condiții de muncă care și-au pus cuvântul asupra stării de sănătate pentru majoritatea minerilor, aceștia suferind de diferite boli după anii munciți în subteran. Este vorba de boli de plămânde, astreumatism, boli ale articulațiilor. În 1954, când a fost construită termocentrala Comănești cu o putere de 25 MW, fapt ce a permis mărirea capacității de aprovizionare cu energie electrică și agent termic folosit de consumatori industriali și casnici din zonă și împrejurim, un lucru benefic pentru dezvoltarea industriei, dar în același timp poluarea și-a pus amprenta pe toată Valea Muntelui. Noxele emanate din arderea cărbunelui, praful reziduar ce ieșea zilnic pe coșul termocentralei, sterilul rezultat din arderea cărbunelui care era depozitat în zonă, au afectat sănătatea multor generații de comăneșteni. Exemplu concret, iarna la Comănești, zăpada nu era albă. Aici devenea gri în câteva minute, la fel și rufele gospodinelor întinse la uscat. Este greu de imaginat cum arată plămânii locuitorilor zonei care au fost expuși la această poluare. Am încredere că inițiativa va fi susținută și de forul legislativ, a transmis Cătălina Ciofu în informarea de presă. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 20 decembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, mercurul în termometre urcă până la valori de 4 grade Celsius pe timpul zilei, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la minus 4 grade Celsius. Miercuri 21 decembrie, cerul va fi senin, soarele ne va zâmbi, dar va fi un soare cu dinți, maxima zilei va ajunge până la valori de 7 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la minus 3 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla acces în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.